Datele se obțin dacă solicitantul introduce în aplicația Istoric Vehicul adresa de e-mail și numărul de identificare al vehiculului în cauză. Aplicația va genera un cod de acces, îl va expedia pe adresa de e-mail introdusă și, după validarea lui, va furniza către aceeași adresă de e-mail informațiile considerate utile pentru deținătorul sau viitorul deținător al unui vehicul. Iată și o demonstrație. Suntem pe site-ul Registrului Auto Român. Mergem aici sus la butonul Istoric Vehicul, îl apăsăm și am primit formularul de solicitare pentru istoricul vehicului care mă interesează. Va trebui să completez adresa mea de e-mail. Confirm adresa mea de e-mail. Aici voi completa numărul de identificare, care este seria caroseriei sau seria șasiului. Am citit termenii și condițiile de utilizare a acestui serviciu și sunt de acord cu ele. Apăs butonul Continuă. Voi primi un cod de validare la adresa de e-mail specificată. Codul de validare îl voi completa aici. Și bifez căsuța Nu sunt robot. Și apăs butonul Validează. În acest moment solicitarea mea este validată și voi primi în câteva secunde toate detaliile cu istoricul vehiculului, atât pe adresa de e-mail specificată anterior, cât și pe ecran. Acestea sunt detaliile. Datele generate sunt activitățile derulate de reare și numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii, existența și valabilitatea cărții de identitate a vehiculului, câteva date tehnice și de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP. Dacă aplicația se accesează în mod abuziv, solicitantului îi va fi restricționat accesul în consecință. Aplicația poate fi accesată și de pe smartphone. Aplicația reprezintă politica RAR de a sprijini cumpărătorul unui vehicul și de a-l informa pentru că acesta să încheie o achiziție în cunoștință de cauză. Principalele beneficii pe care le-am identificat se referă la posibilitatea verificării în timp real, a corectitudinii datelor cuprinse în documentele însoțitare ale vehiculului, a valabilității inspecției tehnice periodice și a succesiunii înregistrărilor valorilor odometrului, care ar trebui să fie sub forma unor creșteri continue. Orice punct de inflexiune indică un semn de întrebare asupra posibilității de fraudare a kilometrajului real al unui autovehicul. Aplicația dezvoltată de Registrul Auto Român poate fi accesată gratuit pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro.